viza care drepturi, să și le ceară, nu doar să știe că statul trebuie să ofere anumite garanții și drepturi și libertăți, dar faptul că atunci când vom vorbi despre drepturile noastre, când ne vom face auzit, atunci situația noastră va fi alta, pentru că noi știm toți că ni se încalcă drepturile, cele mai elementare drepturi, dar ne împăcăm cu gândul ăsta. Asta este, de fapt, scopul acestei campanii și a pornit el de la evenimentele din 7 aprilie. În primul rând vreau să mulțumesc partenerilor noștri și celor care au participat în aceste proiecte și în aceste proiecții. Și în ultimul rând vreau să mulțumesc Ministerului de Externe al Germaniei și Fundației Konrad Adenauer, care au sprijinit financiar această campanie media. Ist natürlich ein Menschenrecht, dass man sich verständlich machen sollte und verstanden wird. Este un drept al fiecăruia de a face, de a fi înțeles și de a avea dreptul de a înțelege ceea ce se spune. Aber Sie werden es mir natürlich verzeihen. Dar dumneavoastră mă veți ierta că vorbesc în limba germană. Ich freue mich, dass es hier diese Menschenrechtsaktivisten gibt, denn über Menschenrechte redet man immer sehr allgemein. Mă bucur pentru faptul că există acești activiști, acești apărători ai drepturilor omului, fiindcă despre drepturile omului se vorbește mai întotdeauna la general. Aber Menschenrechte sind was ganz Konkretes. Wenn man anfängt, zum Beispiel über die Frage zu reden, wie werden Menschen in Polizeigewahrsam behandelt. Însă drepturile omului este ceva foarte concret, aceste chestiuni referitoare la acest caracter concret al tematicii drepturilor omului începe chiar și atunci când vorbim despre persoanele care se află în detenție preventivă. S-a făcut o soi de selecție din mai multe subiecte, s-a ajuns la astea patru pentru colaborare, dacă doriți, cu agenția Media Sud-Est din Germania.